Insula misterioasă de Jules Verne. Partea 1. Naufragiații văzduhului. Capitolul 1. Uraganul din 1865. Strigăte în văzduh. Un balon luat de o trombă. Învelitoarea sfâșiată. Cât cuprins cu ochii numai mare. 5 călători. Ce se petrece în acela balonului? Un țărm în zare. Deznodământul dramei. Urcăm? Nu, dimpotrivă, coborâm. Mai rău, domnule Cirus, ne prăvălim. Pentru Dumnezeu, atunci ce așteptați? Aruncați din lest. Lest, greutate suplimentară cu care se încarcă baloanele nedirijabile. Cu ajutorul ei se potrivește înălțimea la care plutește balonul. Uite, am golit și ultimul sac. Balonul se ridică? Nu. Parcă aud în clipoții de valuri. Suntem deasupra mării. Nu pot fi nici 500 de picioare până la ea. Atunci o voce puternică sfâșie văzduhul și răsunară cuvintele. Aruncați toate greutățile, tot, și fie ce-o fi. Aceste cuvinte răsunară în văzduh deasupra uriașei întinderi de apa Pacificului în ziua de 23 martie 1865 către ora 4 după amiază. Fără îndoială că nimeni n-a uitat îngrozitoarea vijelie dezlănțuită la mijlocul echinoxului din acel an, dinspre nord-est și în timpul căreia barometrul a scăzut până la 710 mm. Uraganul a bântuit fără întrerupere de la 18 până la 26 martie. A pricinuit pagube deosebit de mari în America, Europa și Asia, pe o zonă de 1800 de mile ce străbătea oblic ecuatorul, întinzându-se de la 35-a paralelă nordică până la 40-a paralelă sudică. Orașe dărâmate, păduri dezrădăcinate, țărmuri pustite de munți de apă care se năpusteau ca puhoaiele în timpul fluxului, sute de vapoare aruncate la mal, așa cum anunța agenția Veritas, regiuni întregi devastate de trombele care sfârmau totul în calea lor, mii de oameni uciși pe uscat sau înghițiți de mare, acestea au fost semnele lăsate de îngrozitorul uragan. A depășit cu mult ravagile uraganelor care au pustit atât de îngrozitor Havana și Guadalupe, unul la 25 octombrie 1810, celălalt la 26 iulie 1825. Ori chiar în clipa în care atâtea catastrofe se produceau pe uscat și pe mări, o dramă numai puțin impresionantă se desfășura în văzduhul răscolit. Într-adevăr, un balon purtat ca o minge în vârful unei trombe străbătea spațiul cu o viteză de 90 de mile pe oră, prins în vârtejul coloanei de aer. El se învârta de parcă ar fi fost prins de un adevărat vârtej aerian. Dedesubtul extremității de jos a balonului se legănau în acele. În ea se găseau 5 călători care abia se deslușeau în mijlocul aburilor groși, amestecați cu apă pulverizată ce se tărau la suprafața oceanului. De unde venea acest aerostat care părea o adevărată jucărie căzută pradă groaznicei furtuni? Din ce parte a lumii pornise el? Firește că nu se înălțase în toiul uraganului care bântuia de 5 zile și ale cărui semne prevestitoare se văzuseră în ziua de 18. Dacă socoteai că balonul nu putuse străbate mai puțin de 2000 de mile în timp de 24 de ore, s-ar fi putut crede că el venea de foarte departe. Oricum, călătorii nu puteau să măsoare niciun fel drumul străbătut, lipsindu-le orice punct de orientare. Și ciudat lucru, deși târâți în mijlocul furtunii, nu-i simțeau totuși violența. Înaintau în spațiu, descrind o mișcare de rotație, fără ca vreunul din călători să simtă măcar că se învârtesc în aer sau că se deplasează în direcția orizontală, deoarece el era cu neputință să străbată cu privirea pâcla groasă care se aduna sub nacelă. De jur împrejur numai ceață, și atât de deși erau norii, încât nu era nimeni în stare să-și dea seama dacă e zi sau noapte. Câtă vreme balonul plutise la mare înălțime, nici rază de lumină, nici un zgomot din ținuturile locuite de oameni, nici chiar mugetul oceanului nu putuse desigur să străbată până la ei prin această imensitate întunecată. Numai coborârea bruscă le dezvăluise primejdia care amenința, plutind deasupra valurilor. Totuși, ușurat de obiectele grele, muniții, arme, provizii, balonul se înălțase din nou spre păturile superioare ale atmosferei, atingând o înălțime de 4500 de picioare, dându-se seama că plutesc deasupra valurilor mării și socotind că era mai puțin periculos să înfrunte primejdia înălțimilor decât să navigheze în apropierea mării. Călătorii aruncaseră peste bord, fără cea mai mică șovăire, chiar obiectele cele mai necesare și căutau să nu mai pierdă nimic din gazul fluid, acest suflet al aparatului care îi menținea deasupra abisului. Călătorii petrecură noaptea în prada unei îngrijorări care cu siguranță că ar fi dobrât pe alți oameni cu fir mai puțin rezistente.
Apoi se făcu iar ziua și odată cu venirea ei se observă o tendință de slăbire a uraganului. Încă din primele ceasurile zilei de 24 martie s-au ivit unele semne ce prevesteau că vremea se va mai liniști. Odată cu zorile, norii au prins să capete forme mai deslușite, începând să se ridice în înaltul cerului. În câteva ore, tromba se lărgi și se rupse. Vântul trecut de la uragan la vijelie, adică iuțelea cu care se mișcau păturile atmosferice scăzu la jumătate. Era încă ceea ce marinarii numesc un vânt de trei pânze. Totuși, ameliorarea tulburărilor intervenite în elementele naturii era foarte mare. Către orele 11, păturile inferioare ale atmosferei se limpeziseră simțitor. Atmosfera căpătase acea claritate umedă care se vede și care se simte după trecerea marilor meteori. Uraganul nu părea să se fie îndepărtat spre vest. Mai curând părea să se fie destrămat pe loc. Poate că după ce s-a frânt tromba, el își găsise descărcare în valuri de electricitate, așa cum se întâmplă câteodată cu taifunurile din Oceanul Indian. Dar cam pe la aceeași oră s-ar fi putut constata din nou că balonul cobora încet, afundându-se neîntrerupt în păturile inferioare ale atmosferei. Părea chiar că se desumple cu încetul, iar învelitoarea lui parcă se lungea întinzându-se, forma lui sferică schimbându-se într-o formă ovoidală. Pe la amiază, aerostatul mai plana doar la înălțime de 2000 de picioare deasupra mării. Având o capacitate de 50.000 de picioare cubice, este evident că se putuse menține vreme îndelungată în aer, fie că atinsese înălțimi mari, fie că schimbase drumul după o direcție orizontală. Călătorii aruncară acum ultimile obiecte care mai îngreuiau în acela, puținele alimente pe care le păstraseră, totul până și micile obiecte pe care le aveau în buzunare. Apoi unul din ei se urcă pe cercul de care era prinsă plasa, căutând să lege mai bine supapa de închidere a aerostatului. Se vedea limpede că balonul nu se mai putea menține la înălțime mare din pricina lipsei de gaz. Așadar, călătorii se simțeau pierduți. Într-adevăr, sub aerostat nu se zărea nici un continent și nici măcar o insulă. Nici un punct de aterizaj nu se arăta, nicăieri o suprafață solidă pe care să se poată prinde ancora. Vedeau doar imensitatea oceanului, ale cărui valuri continua să se ciocnească cu aceeași violență. Vedeau oceanul, ale cărui limite erau invizibile chiar pentru ei care îl dominau din înălțim și a cărui întindere se vedea acum pe o rază de 40 de mile. Această întindere de ape, lovită fără mile, biciuită de uragan, li se înfățișa ca o cavalcadă de talazuri dezlănțuite, deasupra cărora o mână nevăzută părea să fie aruncat o nesfârșită rețea de crește însfămate. Nici un țărm, nici un vapor în zare. Trebuia deci cu orice preț să împiedice coborârea aerostatului pentru ca acesta să nu fie înghițit de valuri. Și bineînțeles că cei ce se aflau în acele se îndeleniceau cu această operație urgentă. Dar cu toate sforțările lor, balonul cobora mereu, deplasându-se totodată cu mare viteză în direcția vântului, adică de la nord-est la sud-vest. Nenorociții se aflau într-o situație îngrozitoare. Ei nu mai puteau stăpâni aerostatul și toate încercările lor erau zadarnice, iar învelitoarea balonului se desumfla tot mai tare. Gazul se scurgea neîntrerupt și nu aveau cum să-l oprească. Balonul cobora tot mai repede și pe la ora 1 la amiază, în același se afla doar la 600 de picioare deasupra oceanului. Și într-adevăr, scurgerea gazelor care ieșeau printr-o spărtură a balonului nu mai putea fi oprită. Ușurând acelea de toate obiectele pe care le purtase, pasagerii nu făcuseră decât să prelungească cu câteva ore călătoria lor prin văzduh. Dar inevitabila catastrofă putea cel mult să fie amânată și dacă nu se ivea vreun țărm înainte de căderea nopții, călătorii și balonul erau sortiți să piară în valuri. Încercarea și ultima operație ce le mai rămânea de făcut în asemenea clipe. Cei ce se aflau în aerostat erau fără îndoială oameni plini de energie care știau să privească moartea în față fără să tremure. Ei erau hotărâți să lupte până în ultima clipă și să facă totul pentru a întârzia prăbușirea. În acelea balonului nu era decât un fel de coș împletit de nuiele, care nu putea să plutească pe valuri, iar călătorii noștri nu aveau nici în mijloc să mențină la suprafața apei dacă ar fi căzut. La ora a doua, aerostatul nu mai era decât la 400 de picioare deasupra valorilor. Atunci răsună o voce bărbătească, vocea unui om cu inimă neînfricată, căruia îi răspundeau glasuri tot atât de hotărâte. S-a aruncat totul? Nu, mai avem 10.000 de franci în aur. În clipa următoare, un sac greu căzu în mare. Urcă balonul? Puțin, dar în curând vom coborî din nou. Ce mai aruncăm? Nimic. Ba da, în acela. Ne agățam de plasă și dăm drumul în acelei. Era într-adevăr singurul mijloc ce le mai rămăsese ca să ușureze aerostatul. Oamenii tăiară frânghiile care legau în acela de cercul de la baza balonului și aerostatul se înălță din nou cu 2000 de picioare.
Cei cinci călători se urcară în plasă deasupra cercului și cercetară cu privire abisul de sub ei. Se știe că aerostatele au o mare sensibilitate statică. Este de ajuns să arunce obiectul cel mai ușor pentru a pricinui deplasarea lor în direcție verticală, deoarece aparatele plutitoare funcționează asemenea unei balanțe de precizie matematică. Astfel sunt lucrurile, era firesc ca un balon ușurat de o povară destul de mare să se urce brusc până la o înălțime considerabilă, lucru care se petrecu și în cazul de față. Totuși, după ce se menținuse câteva minute în echilibru în zonele superioare ale atmosferii, aerostatul începu să coboare din nou. Gazul se scurgea prin spărtura pe care n-aveau cum să o repare. Călătorii făcuseră tot ce le stătuse în putință. Nici o putere omenească nu-i mai putea salva. Le mai rămăsese doar tăria de a-și aștepta în liniște sfârșitul. La ora 4, balonul coboruse din nou și se afla numai la 500 de picioare deasupra apei. Pe neașteptate răsună un latrat puternic. Era câinele care întovărșea pe călător și care se cățărase și el în plasă alături de stăpânul său. "Tot pazărit ceva!" strigă unul dintre pasageri. Curând se auzi o altă voce care striga "Pământ! Pământ!" Balonul târât de vânt, fără încetare spre sud-vest, străbătuse din zori distanță destul de mare, desigur câteva sute de mile, și chiar în acea direcție se ridica țărmul destul de înalt pe care îl zăriseră călătorii. Dar pământul acesta se afla la o depărtare de încă vreo 30 de mile în direcția vântului, cale de cel puțin o oră, presupunând că balonul nu va fi târât de curenți în altă direcție. Încă o oră, dar oare nu va pierde balonul cu mult înainte și gazul ce-i mai rămăsese? Iată întrebarea chinuitoare pe care și-o puneau. Călătorii deslușeau cât se poate de bine peticul de pământ pe care trebuiau să ajungă cu orice preț. Dar ei nu știau ce reprezintă acel pământ, dacă este un continent sau o insulă, fiindcă nu prea știau înspre ce parte a lumii târâse uraganul. Totuși, trebuiau să ajungă pe țărmul acela, oricum ar fi fost el, locuit sau nu, primitor sau neprimitor. Pe la orele 4 după amiază se vedea bine că balonul nu se mai putea menține în aer. Atingea din zbor suprafața apei, iar crestele valorilor uriașe muiaseră de câteva ori partea de jos a plasei, îngreunând-o. Aerostatul nu se mai putea înălța decât lăsându-se pe o parte ca o pasăre lovită într-o aripă. După o jumătate de oră ajunseră la o milă de țărm, dar în balonul turtit, dezumflat, cu suprafața brăzdată de cute groase, mai rămăsese doar foarte puțin gaz în partea superioară. Călătorii agățați în plasă deveniseră o povară prea mare pentru el și, în curând, pe jumătate cufundați în apă, începură să fie biciuiți de valurile furioase ale oceanului. Pe neașteptate, învelitoarea aerostatului se transformă într-o pungă în care sufla vântul, făcând-o să plutească asemenea unei corăbii pe care o împingea vântul din spate. Poate că astfel aveau să atingă în sfârșit țărmul. Ajunseră la câțiva metri de țărm când patru strigăte de groază izbucniră deodată. Deși nu mai părea în stare să se ridice, balonul, lovit de un val uriaș, făcu un salt neașteptat, ca și cum ar fi fost ușurat deodată de încă o parte din greutate. El se ridică din nou la 1500 de picioare, unde întâlni un curent de aer care îl făcu să plutească aproape paralel cu coasta, în loc să-l mâne direct spre uscat. După alte câteva minute, balonul se apropie din nou de coastă și se prăbuși în sfârșit pe nisipul țărmului departe de mal, unde nu mai ajungeau valurile. Ajutându-se unul pe altul, călătorii izbutire să iasă din ochiurile plasei. Balonul ușura de greutatea lor, fulat din nou de vânt și dispăru în larg, ca o pasăre rănită care, adunându-și ultimele puteri, mai încearcă să zboare odată. În acela adăpostise 5 călători și un câine. Totuși, balonul aruncase pe țărm numai 4 persoane. Probabil că cel care lipsea fusese luat de valul ce lovise plasa, ușurând astfel balonul, căruia îngăduise să se mai ridice odată în aer, pentru a se lăsa după câteva clipe pe țărm. De îndată ce simțire pământul sub picioare, cei 4 naufragiați care meritau pe deplin acest nume, gândindu-se la cel care lipsea, începură să strige toți deodată. Poate că încearcă să nuate spre țărm. Trebuie să-l scăpăm, să-l salvăm. Capitolul 2. Un episod din timpul războiului de secesiune. Inginerul Cyrus Smith, Gedeon Spilett, negrul Neb, Pencroff marinarul, tânărul Herbert, o propunere neașteptată, întâlnire la ora 10 seara, plecare pe timp de furtună. Călătorii zvârliți de uragan pe țărm nu erau nici aeronauți de profesie, nici amatori de expediții aeriene. Erau niște prizonieri de război care avuseseră îndrăzneala să fugă în împrejurări cu totul neobișnuite. De 100 de ori fuseseră pe punctul de apieiri. De 100 de ori ar fi putut să-i prăvălească în abis balonul lor sfârtecat. Totuși le fusese hărăzit o soartă neobișnuită și de aceea, în ziua de 20 martie,
După ce fugiseră din Richmond, capitala Virginiei, se aflau la 7.000 de mile de acest oraș, citaderea separatiștilor în timpul Cruntului Război de Secesiune, asediat în acea vreme de trupele generalului Ulysses Grant. Călătoria aeriană a fugarilor noștri ținuse 5 zile. Iată, de altfel, și împrejurările neobișnuite în care s-a produs evadarea prizonierilor, evadare care trebuia să se sfârșească cu catastrofa descrisă mai sus. În același an, prin luna februarie 1865, mai mulți ofițeri ai generalului Grant căzură în mâinile dușmanului, în cursul uneia din încercările neizbutite ale generalului de a cuceri orașul Richmond. Ei au fost închiși în oraș. Unul dintre prizonierii cei mai de vază aparținea statului major federal și se numea Cyrus Smith. Originar din Massachusetts, Cyrus Smith era inginer de profesie, un savant emerit, căruia Guvernul Statelor Unite încredințase în timpul războiului direcțiunea căilor ferate, rolul strategic al acestora fiind deosebit de însemnat. Adevărat american, de nord, osos, slab și deșurat, inginerul părea să aibă vreo 45 de ani. Începuse să încărunțească și își rodea barbă lăsându-și numai niște mustăți stufase. Avea unul din acele capete minunate cu profil de medalie, cu ochii scăpărători și o gură ce trădea preocupări serioase, în totul înfățișarea unui adevărat savant. Cyrus Smith era unul dintre inginerii aceia care țineau să-și înceapă meseria mânuind ciocanul și cazmaua, întocmai generalilor care își începeau cariera ca simpli soldați. De aceea, pe lângă iscusință și inteligență, Cyrus Smith mai posedea și multă îndemânare. Mușchii lui erau deosebit de puternici. Adevărat om de acțiune și gânditor totodată, făcea totul fără efort, influențat probabil și de marea sa vigoare trupească. Acest om era înzestrat cu o voință căreia nimic nu-i se putea împotrivi. Foarte bine pregătit, dovedea mult simț practic, era foarte descurcăreț și avea temperament militar, ca să vorbim în limbajul militar francez. Stăpân pe sine în orice împrejurare, el îndeplinea în totul cele trei condiții care la oaltă determină energia omenească: agerimea minții și a trupului, impetuozitatea dorințelor și putere de voință. Deviza lui ar fi putut să fie aceea lui Wilhelm de Orania în secolul al XVII-lea: n-am nevoie să nădăjduiesc pentru a întreprinde ceva și nici de izbândă ca să continui să perseverez. În același timp, Cyrus Smith era însăși întruchiparea curajului. Luase parte la toate luptele din timpul războiului de secesiune. A început ca voluntar sub conducerea lui Ulysses Grant și s-a luptat la Paducah, la Belmont, la Pittsburgh Landing, la sediul Corintului, la Port Gibson, la Râul Negru, la Chattanooga, la Wilderness, pe Potomac. Vitejește ca un soldat demn de generalul său care spunea: nu-mi număr niciodată morții. Și de sute de ori, Cyrus Smith ar fi trebuit să fie dintre cei pe care cumplitul Grant nu-i număra, dar în aceste lupte în care nu se cruța niciodată a fost ajutat de noroc până în clipa când a fost rănit și luat prizonier în cursul bătăliei de la Richmond. În aceea zi, odată cu Cyrus Smith, căzu în mâinile sudiștilor și un alt personaj însemnat. Este vorba de Gideon Spilett, cunoscutul reporter al ziarului New York Herald, care fusese trimis să urmărească peripețiile războiului, chiar în primele rânduri ale armatelor din Nord. Gideon Spilett făcea parte din familia celor ciudați cronicari ca Stanley și alții, pe care nu-i sperie nicio greutate când e vorba să obțină în timpul cel mai scurt cu putință o informație pentru ziarul lor. Ziarele Statelor Unite, cum ar fi New York Herald, constituie adevărate forțe și delegațiilor sunt reprezentanți pe care te poți bizui. Gideon Spilett era în primele rânduri ale acestor delegați. Om bine înzestrat, energic, prompt și gata oricând să acționeze, Spilett străbătuse lumea întreagă. Soldat și artist, însuflețit când era vorba să dea un sfat și hotărât la fapte, el nu se dădea înlătut de la nicio greutate, de la nicio oboseală și nicio primejdie atunci când știa că poate să capete informații. În primul rând pentru el, apoi pentru ziarul său. Era un adevărat erou al curiozității, al informațiilor, al ineditului, al necunoscutului, al imposibilului. Era unul dintre acei observatori neînfricați care scriu sub ploaia de gloanțe, își redactează cronicele în bătaia obuzilor și pentru care orice pericol constituie adevărată fericire. Luase parte și el la toate luptele, mergând în primele rânduri cu revolverul într-o mână și cu carnetul în cealaltă, iar creionul nu-i tremura când explodau bluzele lângă el. Spilett nu avea obiceiul să ocupe neîncetat firele telegrafice cu telegrame, potrivit năravului celor care vorbesc chiar și atunci când au ce spune, dar fiecare însemnare a sa era scurtă, limpede și precisă, menită să lămurească o problemă însemnată.
Pe lângă toate aceste daruri era înzestrat și cu mult simț al umorului. Astfel, voind să-și păstreze cu tot din adinsul locul la ghișeul telegrafic, pentru a fi primul care să comunice ziarului său rezultatul bătăliei de la Râul Negru, Gedeon Spilett telegrafie timp de 2 ore primele capitole ale Bibliei. Ziarul plătit 2000 de dolari, dar a avut mândria de a fi primul care să publice această informație. Gedeon Spilett era înalt, avea cel mult 40 de ani. Fața era încadrată de favoriți blond roșcați și privirea vioaie ca unui om deprins să conserve îndată orice amănunt. Era vânjoș să călise trăind în regiuni cu clima cea mai diferită. De 10 ani, Gedeon Spilett era prim reporter al ziarului New York Herald, căruia îi trimitea toate cronicile și desenele lui, deoarece mânia tot atât de bine creionul ca și penelul. În momentul în care fusese prins, Spilett descria câmpul de luptă, căutând în același timp să-l și schițeze. Ultimele cuvinte scrise în carnetul lui spuneau: un sudist este gata să tragă spre Meșii, dar Gedeon Spilett, norocos ca de obicei, scăpă fără nicio zgârietură. Cyrus Smith și Gedeon Spilett, care se cunoșteau cel mult din auzite, fusese retransportați în același timp la Richmond. Rana inginerului se vindică repede și în timpul convalescenței îl cunoscu pe reporter. Între eroii noștri se legă o strânsă prietenie. În curând și unul și altul nu mai aveau decât un singur gând: să fugă, să regăsească armata lui Grant și să lupte din nou în rândurile ei pentru unitatea federală. Cei doi americani veniți din nord erau hotărâți să se folosească de orice prilej ca să fugă, dar cu toate că puteau circula în voie prin oraș, orice încercare de evadare părea cu neputință, deoarece orașul Richmond era păzit cu strășnicie. Între timp, izbuti să ajungă la Cyrus Smith, servitorul său care era devotat cu trup și suflet. Viteazul acesta era un negru născut pe moșia inginerului. Părinții lui fusese sclavi, dar Cyrus Smith, aboliționist, convins, îl eliberase de multă vreme. Robul, devenit om liber, n-a vrut să-și părăsească stăpânul. Îl iubea până la sacrificiu. Tânărul acesta de 30 de ani, zdravând, sprinten, îndemânatic, inteligent, blând și liniștit, întotdeauna zâmbitor, îndatoritor și bun, se numea Nabucodonosor, dar nu răspundea decât la numele prescurtat și familiar de Neb. Aflând că stăpânul său este prizonier, Neb veni fără să stea pe gânduri tocmai din Massachusetts. Sosit la Richmond, izbuti să pătrundă în orașul asediat, mulțumită și reteniei și tipăciei sale, nu fără să-și fi pus de vreo 20 de ori viața în pericol. Nu se poate descrie bucuria lui Neb și a lui Cyrus Smith în clipa revederii. Dar dacă Neb izbutise să pătrundă în oraș, nu însemna că tot atât de ușor puteau să plece, deoarece prizonierii federali erau supravegheați îndeaproape. Trebuia o întâmplare neobișnuită pentru a încerca o evadare cu oarecare sort de izbândă și prilejul acesta nu numai că nu se ivea, dar și era greu să-l provoci. Între timp, generalul Grant își continua energițele operații militare. Plătise scump victoria de la Pittsburgh Landing. Forțele lui, reunite cu cele ale lui Butler, nu izbutiseră să obțină niciun rezultat în lupta pentru orașul Richmond, așa că nimic nu îi îndreptățea pe prizonier să creadă într-o eliberare grabnică. Reporterul, căruia plicticoasa activitate nu-i dădea prilejul să scrie niciun articol interesant, își pierduse răbdare. Ajunsese să fie stăpânit de un singur gând: să iasă din Richmond cu orice preț. Făcuse chiar câteva încercări, dar întâmpinase piedici de neînvins. Totuși, asediul continua. Dacă prizonierii doreau cu orice preț să scape pentru a se întâlni cu armata lui Grant, unii dintre asediați nu erau mai puțin grăbiți să fugă pentru a putea să reia legătura cu armata secesioniștilor. Printre aceștia, din urmă, se număra și un oarecare Jonathan Forster, sudist îndrăjit. Adevărul era că și secesioniștii erau blocați în oraș, tocmai ca și prizonierii federali. Armatele nordice îi impresuraseră. Guvernatorul orașului Richmond nu mai putea să intre în legătură de multă vreme cu generalul Lee. Și trebuia să-i comunice cât mai grabnic situația orașului, pentru că armata a chemat în ajutorul asediaților să vină cât mai curând. Acestui Jonathan Forster îi veni atunci ideea să zboare cu balonul peste liniile dușmanului și să ajungă astfel la lagărul secesioniștilor. Guvernatorul încuvință încercarea. Un aerostat special construit fu pus la dispoziția lui Jonathan Forster, care urma să plece cu alte 5 persoane. Călătorii luau cu ei arme pentru cazul când ar fi fost nevoie să se apere în clipa aterizării și alimente pentru cazul când ar fi silit să facă o călătorie aeriană mai lungă. Plecarea fusese hotărâtă pentru ziua de 18 martie. Folosind vântul de nord-vest și călătorind în timpul nopții, aeronauții socoteau să ajungă în câteva ore la cartierul generalului Lee. Dar vântul de nord-vest n-a fost o adiere oarecare și încă din ziua de 18 se putea observa că se va transforma în uragan. Curând, vijelia se înteți într-atât încât trebuie să se amâne plecarea lui Forster, socotindu-se prea primejdioasă pornirea aerostatului și a călătorilor în mijlocul elementelor naturii dezlănțuite.
Balonul, care fusese umplut cu gaz chiar în piața principală a orașului, aștepta deci acolo prima clipă de liniște spre a se avânta în văzduh, iar lumea din oraș devenea tot mai nerăbdătoare, văzând că situația atmosferică rămâne neschimbată. Zilele de 18 și 19 martie n-au adus nicio îmbunătățire a situației. Dimpotrivă, era chiar din ce în ce mai greu de ferit balonul pe terenul unde era ancorat, deoarece rafalele îl culcau deseori la pământ. Trecu și noaptea de 19 spre 20, spre dimineață uraganul deveni și mai puternic. De plecare nici nu se mai vorbea. În ziua aceea, inginerul Smith fu oprit pe stradă de un necunoscut. Era un marinar pe care îl chema Pencroff. Omul părea să aibă vreo 35 sau 40 de ani, era bine legat, ars de soare, cu privirea vioaie, clipea mereu din ochi și avea o înfățișare simpatică. Acest Pencroff, american din nord, cutreierase toate mările globului și trăise toate aventurile care pot ieși în calea unei ființe omenești. E deprisos să spunem că era întreprinzător de felul lui, gata oricând să riște orice și că încetase de mult să se mai mire de ceva. Pencroff venise la Richmond pe la începutul anului într-o chestiune de afaceri, însoțit de un băiețan de vreo 15 ani, Herbert Brown din New Jersey, fiul fostului său capitan, un orfan pe care îl iubea ca pe propriul său copil. Fusese surprins și el de asediu în oraș și imobilizat acolo spre marele lui necaz. Pencroff era stăpânit și el de același gând, să fugă cu orice preț. Cunoștea faima inginerului Cyrus Smith din auzite. Știa că omul acesta hotărât era cuprins de nerăbdare și ardea de dorința de a scăpa. În acea zi se apropie deci de el fără șovăire, adresându-i se direct: "Domnule Smith, nu v-ați săturat de această ședere în Richmond?" Inginerul se uită cu luarea minte la omul care vorbise astfel și care se grăbi să adauge în șapte: "Domnule Smith, nu vreți să fugiți?" "Când?" răspunse repede inginerul, căruia desigur că îi scăpase fără să vrea răspunsul, căci nici nu avusese măcar timp să se uite mai bine la necunoscutul care îi se adresase. Totuși, după ce își aruncă privirea pătrunzătoare asupra feței deschise a marinarului, inginerul nu se mai îndoi de cinstea lui. "Cine ești?" întrebă el scurt. Pencroff îl lămuri cine era. "Bine," răspunse Cyrus Smith, "cu ce propui să fugim?" "Păi cu leneșul acela de balon care zace degeaba în piață. S-ar părea că pe noi ne așteaptă." Nu mai adăugă nimic, căci inginerul înțelesese totul. Apucându-l pe Pencroff de braț, îl duse la el acasă. Acolo marinarul își expuse planul, care era de fapt foarte simplu. Se cerea doar să spui viața în primejdie. E drept că uraganul atinsese culmea violenței, dar un inginer îndrăzneț și priceput cum era Cyrus Smith știa desigur să conducă un aerostat. Dacă el, Pencroff, s-ar fi priceput, n-ar fi șovăit să plece, luându-l bineînțeles și pe Herbert cu el. Văzuse el destul în viața lui ca să nu se mai sperie de un uragan. Cyrus Smith asculta în tăcere cuvintele marinarului, dar ochii străluceau. Se ivise în sfârșit prilejul și nu era el omul să-l scape. Planul nu era absurd, ci numai foarte primejdios. Deci, puteau să-l încerce. Deși balonul era păzit, nu era cu neputință să se apropie noaptea de el, să se fârșeze în acelă și să taie apoi legăturile care îl țineau pe loc. Bineînțeles că puteau să moară, dar pe de altă parte aveau și sorți de izbândă. Și de n-ar fi fost vijelie asta... Dar, de n-ar fi fost furtuna, balonul ar fi plecat de mult și prilejul atât de căutat nu s-ar mai fi ivit. "Nu sunt singur," încheie Cyrus Smith. "Dar câte persoane vreți să iei cu dumneata?" întrebă marinarul. "Două. Pe prietenul meu Spile și pe servitorul meu Neb." "Trei, prin urmare," răspunse Pencroff. "Cu Herbert și cu mine vom fi cinci. După câte știu eu, balonul trebuia să transporte 6 persoane." "Atunci ne-am înțeles. Plecăm," spuse Cyrus Smith. Prin acest plecăm, el își lua un angajament și în numele reporterului. Acesta nu era omul care să dea înapoi, dimpotrivă, în cuvință fără nicio rezervă planul de îndată ce-i fu împărtășit. Se miră doar că nu se gândise și el la un lucru atât de simplu. Cât despre Neb, el îl urma pe inginer oriunde. "Atunci pe deseară," spuse Pencroff, "o să ne învârtim toți cinci pe acolo, așa ca niște gură cască." "Pe deseară, la ora 10," răspunse Cyrus Smith. "Facă țirul ca vigilia să nu se potolească decât după plecarea noastră."